Măsurile pe zona Horeca s-au lăsat foarte mult așteptate. În momentul de față sunt foarte subțiri. Sprijinul efectiv pe care îl au cei din acest domeniu este aproape inexistent și nu văd în actuala optică a guvernării PNL, nu văd măsuri concrete îndreptate către menținerea, susținerea acestor agenți economici care lucrează în domeniul Horeca. De aceea, din păcate, Bucovina și nu numai Bucovina, ci și întregul turism românesc va fi foarte greu de revigorat în acest moment. În condițiile în care vom avea, nu știu, poate o scădere a cazurilor, poate chiar va exista acest vaccin despre care tot se face vorbire și care va fi eficient, deși vedeți că sunt foarte mulți care sunt puțin indeciși dacă apelează la vaccin, dacă nu. Poate într-o atare situație vom vedea cât de cât că se încearcă revigorarea turismului românesc.